Bună ziua, oameni buni! Ia uitați aici casa lui Ion Creangă din Humulești. Aici este muzeul. Ia uitați aici. Ia uitați la Moș Chiorpec. Ia uite căsuța aici. Ia uite căruța cum era odată. Ia uitați aici vatra, unde se făceau plăcinte, cozonaci. Ia uitați aici. Ce frumos! Tradiții și obiceiuri, vă recomand să veniți la Humulești, să vedeți căsuțele lui Ion Creangă. Aici le-a acoperit deoarece a plouat adineauri. Haideți să vă arăt aici din Moș Strămoș ce era odată. Aici avem un pătuț. Nu știu cum se numesc astea, scrieți în comentariu dacă știți mai bine decât mine. Ia uitați! Ia uitați aici, copilașii cum erau puși într-o covată, da? Acum totul este modern. Ia uitați, ce frumos! Ce frumos era odată, ia să vedem aici, putem intra. Aici, ia să vedem, scrie ceva. Ia uitați aici. Ia uite aici unelte, cum era odată, pentru câmp, pentru ciocane, pentru fel și fel. Scrieți într-un comentariu, dați un like, un share, un subscribe la acest video. Sunt la casa din Humulești, la Ion Creangă. Ia uitați aici ce frumos, căsuțele. Intrarea este 4 lei pentru adulți, 2 lei pentru copii. Ia uitați aici. Ia uitați, preotul cu copiii. Ia uitați aici ce frumos! Ia uitați cum arătau dormitoarele, ce covoare erau, ce paturi! Ia uitați, copilașul era pus într-o covată! Ia uitați fierul de călcat! Cât de vechi sunt aceste fiere de călcat! Ia uitați și o sobă aici! Așa erau pe vremuri! Ia uitați și aici să intrăm! Ia să vedem! Ia uitați, ie tradițional, hăinuțe tradiționale! Fier de călcat, ulcioare. Ia uitați ce frumos e aici. Și ia uitați cum erau îmbrăcați înainte femeile, bărbații, cum arătau camerele, ce covoare se puneau, uitați, la mașina de cusut, la țesut. Dacă nu mă exprim mai bine, corectați-mă pentru un comentariu care știe mai bine. Ia uitați aici. Ia uitați ce se făceau aici grăunțe. Ia uitați tradiții și obiceiuri cum erau odată. Așa a fost la noi la români. Ia uitați cum erau îmbrăcați, cum se făcea brânza aici, cașul. Ia uitați ce traiste frumoasă, ce... Și ținuturile care erau de duminică. Bun, deci vă propun să veniți la casa din Humulești, e la Ion Creangă, din Târgu Neamț, județul Piatra Neamț, pentru a vizita. Nu este scump, intrarea 4 lei adulți, 2 lei copii, și să vedeți cum erau tradițiile și obiceiurile, cum erau îmbrăcămintele, cum se făceau unele altele. Ia uitați covoare, femeile, cum acum totul s-a modernizat, totul este puțin ieșit din comun. Nu zic că nu e bine că a evoluat lumea, dar eu zic că mult prea mult, prea mult. Așa că ia uitați aici copilașii cum erau îmbrăcați de duminică. Ia uitați acolo jos covată. Restul nu știu cum se cheamă. Sincer, mă scuzați. Scrieți într-un comentariu, dați un like, un share, un subscribe. Scrieți într-un comentariu dacă tot ceea ce v-am arătat eu până acum știți voi cum se cheamă mai bine. Și nu uitați, Ion Creangă a fost un simbol al României. Ia uitați aici. Aici este ieșirea. Aici este ieșirea de la căsuță la stradă.
Ia uitați aici cine ne așteaptă la intrare. Cam așa arată. O zi bună tuturor. Nu uitați de un like și un share.